ziua a doua la standul Marcosel așteptăm un grup de fermieri din comuna Matca și un grup de fermieri din localitatea Băleni Sârbi, Dâmbovița. A devenit o tradiție ca în fiecare an, în ultimii 2 ani, acesta fiind al treilea, în care aducem fermieri din bazinul legumicol Matca pentru a vedea noutățile ce sunt afișate la târgul Lindagra. Numărul 1 pe țară, așa e pentru 10 ani de Lindagra, mereu venim cu noutăți. Astea sunt și anul acesta v-am pregătit noutăți. Cred, nu ne îndoim. Noutăți atât din punct de vedere al semințelor, cât și din punct de vedere al greșelilor. Nu ne îndoim la voi, voi sunteți din suflet pentru noi. Mulțumim frumos, mulțumim. Anul acesta ajung 150 de fermieri din comuna Matca, dar cu siguranță aduși de noi, cu siguranță vor fi mai mulți pentru că este sărbătoare, este Sfântul Dumitru. Le urăm la mulți ani celor sărbătoriți astăzi. Vor veni mai mulți și cu mașinile proprii. Fiecare fermier în parte trebuie să-și aleagă cu atenție ceea ce cultivă și ceea ce îi se potrivește. Nu este important să lucreze doar cu anumiți hibrizi, trebuie să cunoască absolut tot ceea ce este în piață, care este trendul și atunci ei au nevoie să cunoască tot ceea ce este nou în fiecare an. Dacă nu eram ei, eram faliment noi. Eram faliment curat, ne-au ajutat. Nu ne convine să lucrăm cu firma asta, ne-am obișnuit cu ei de atâta timp, de atâta vreme. Da, suntem mulțumiți de sămânță, de serviciile dumneavoastră, ca să spunem așa. Putem să vedem ce produse ne scoateți, ne arătați, tehnologia ce înaintează, să mergem și noi cu ea înainte. Haideți să ne filmezi pe noi. Bine ați venit! Am găsit. Avem folie anti-picurare, anti-condens, da, 4,5 metri, 5,5 și 6,5. Am luat anul trecut și aș vrea să mai iau iar, că a fost bun tare. N-am făcut niciun fel de condens asupra pe el. Am venit în special cu sprijinul și cu plăcerea de a întâlni echipa Marcoser, care ne este alături, cel puțin personal mie, nu mă dai... Măi, mamă, nu mai spun nimic, sunt firma Marcoser, oameni deosebiți, sară în ajutor în orice moment, în orice probleme, te scoate din dificultate, ce să zic, speciali. Mulțumim frumos! Bine, rău, eu asta spun și m-am luat prin suprimă, mai gândeam.